Sfârșitul de săptămână a fost marcat de un inedit festival gastronomic, respectiv festivalul tocanului de oaie de la Novaci. Preparatul tradițional este marcă înregistrată. În zilele de 12 și 13 septembrie, în localitatea Novaci din județul Gorj, a avut loc cea de-a cincea ediție a festivalului tocanului de oaie, marcă înregistrată la OSIM. Festivalul inedit datează din anul 2018 și pune în valoare cu multă măestrie producătorii locali. Cea mai mare întrecere a gospodarilor din Novaci este prepararea tocanului de oaie. De altfel, în această zonă nu se concepe niciun eveniment fără acest preparat tradițional, fie că vorbim de nunți, botezuri, praznice sau chiar pomeni. Gospodarii s-au întrecut în a prepara deliciosul tocan care a fost cumpărat de către cei prezenți și savurat cu mămăliguță. De la început, e a cincea ediție, am fost prezent de fiecare dată. Și îmi place modul de organizare aici la Novaci, în Gorj. Cum e tocanul de Novaci? Foarte bun, excelent de fapt. E prima oară când veniți aici? La festival, da. În Novaci nu am mai fost, dar la festival e prima dată, da. Cum mi se pare acest festival? Ok, nu mă așteptam să fie atât de multă lume și preparatele foarte bune. Chiar nu, o surpriză plăcută. Festivalul Tocanul este la a cincea ediție. A început în 2018, a fost o întrerupere cu pandemia, dar ne-a revenit și, din fericire, anul acesta, cu o vreme așa frumoasă, festivalul a mers foarte bine, foarte, mii de oameni, ceea ce ne bucură. Au venit să guste tocanul. Producătorii locali au oferit turiștilor și celor veniți la acest festival și diferite specialități de brânză. La mare căutare a fost brânza de burduf, care se prepară din laptele mult în luna august și ajunge la maturat în luna octombrie. Face măcașul și după aceea punem la dospit, îl dăm prin mașina de toca carne și sărăm și îl punem în burduf de oaie sau peșică de porc și îl lăsăm la maturat. Cât timp trebuie să stea la maturat? Păi este de toamnă, adică se face luna august se face brânza de burduf. Și ca totul să fie perfect, pe scenă au urcat ansambluri folclorice locale de tineri dansatori, dar și soliști tineri din zonă, la care s-a alăturat și mehedințeanca Olguța Berbec.